Traficul aglomerat al Slatinei, dar și lucrările de asfaltare și reabilitare de pe unele străzi au făcut ca prezența polițiștilor locali să fie resimțită mult mai bine. Cei care au crezut că își pot lăsa mașinile pe unde au chef au trebuit să scoată bani din buzunar pentru a le recupera. 23 de mașini au fost ridicate după ce au fost parcate în locuri neregulamentare. Cei care se prezintă în 24 de ore trebuie să achite 150 de lei. Ulterior, prețul este de 300 de lei plus 50 de lei pentru fiecare zi de staționare. Toate mașinile ridicate sunt duse la fostul liceu de construcții. Pondra cea mai mare în continuare o reprezintă sancțiunile aplicate de polițiștii locali în domeniul circulației pe drumurile publice, în special conducătorilor auto care înțeleg să oprească sau să staționeze în locuri nepermise, acolo unde marcajele sau indicatoarele rutiere interzic acest lucru, în zona trecerilor de pietoni, în zona intersecțiilor sau în locuri care prin natura poziționării mașinii pot conduce la riscul apariției de ambuteiaje sau mai grav accidente. Până la această dată, de pe străzile Slatinei au fost ridicate 300 de mașini parcate neregulamentar. Acestea erau parcate în zone unde restricționau desfășurarea traficului în condiții normale. Cifra medie e undeva la 3-4 mașini pe zi. Avem zile în care ajungem și la 6-7 mașini ridicate ca urmare a staționărilor neregulamentare și a pericolului pe care îl pot produce prin modul de a staționa. De la începutul anului avem peste 300 de mașini ridicate. Polițiștii locali au dat zeci de sancțiuni și pentru deranjarea ordinii publice. Valoarea amenzilor s-a ridicat la 74.000 de lei. De altfel, a crescut și numărul slătinenilor care cer intervenția polițiștilor locali, ajungând la 117 apeluri la numărul 954. Majoritatea sunt deranjați de vecinii scandalagii sau de tinerii care își petrec timpul în fața blocurilor.